Cum să faci să meargă în același timp YouTube și Cubase, chiar dacă folosești pentru Cubase drivere ASIO? De multe ori, după ce îți cumperi o interfață audio cu driver ASIO, pornești Cubase, vrei să înregistrezi ceva, dacă o setezi corect, va merge totul cum trebuie, însă s-ar putea să observi că în timp ce este deschis Cubase și folosești driver ASIO, nu-ți mai merge YouTube sau orice alt player audio sau orice aplicație ce folosește audio din computer. Eu am zis Cubase însă este vorba de orice soft de producție audio care folosește drivere ASIO. Cubase, Ableton, Pro Tools, Studio One, Fruity Loops și altele. Secretul utilizării în același timp acestor softuri este să folosim două interfețe audio. Oricum computerul tău vine cu o interfață audio integrată în el, dacă nu vine, s-ar putea să nu vrei să faci producție audio în anul 2018-19 pe un asemenea computer, iar dacă ai o interfață audio ce folosește drivere ASIO, în general acestea sunt externe, dar nu neapărat, atunci vom folosi softul pentru producție audio cu interfața externă cu drivere ASIO, iar toate celelalte softuri le vom folosi cu interfața audio integrată în computer. Dacă interfața externă îți permite și vrei să lași o conexiune făcută de la interfața computerului prin cablu analogic sau digital la interfața audio externă, este cu atât mai ușor de folosit pentru că nu mai ai trebuie să schimbi nici cabluri și nici uh, să comulți de pe un, un, de pe un set de boxe pe celălalt. Ceea ce înseamnă că atunci când vrei să faci înregistrări, în cazul în care nu ai decât două intrări pe interfața audio, va trebui să deconectezi acele cabluri și să conectezi microfonul sau instrumentul pe care vrei să-l înregistrezi. Iar când termini, să refaci conexiunile cum erau înainte. Însă, dacă ai disponibilă pe interfața audio externă oricând o intrare pe care nu o folosești atunci când înregistrezi, treaba este foarte simplă pentru că în ea vii cu cablu cel conectezi la ieșirea din interfața audio integrată. Hai să-ți arăt cum am făcut eu toate aceste conexiuni la mine și cum cum folosesc eu și Cubase-ul cu drivere ASIO și toate celelalte aplicații din computerul meu pe interfața integrată în computer, dar nu schimb nici cabluri și le aud pe toate în aceleași boxe sau căști sau unde vreau eu să trimit semnalul. Primul lucru pe care îl facem este să conectăm cablurile. Eu folosesc ieșirea digitală din interfața audio integrată în computerul meu, însă poți la fel de ușor să folosești ieșirea analogică, cea care este pe mufa verde jack. Pentru ieșirea digitală, fie ai nevoie de un cablu optic, cum este în cazul meu, fie de un cablu coaxial, cum este cazul altor interfețe audio integrate în computer, fie un cablu pentru semnal analogic, cel la un capăt are mufă jack, iar la capătul celălalt are mufe care se potrivesc la intrarea în interfața ta audio externă, de obicei o pereche de gecuri mari mono sau o pereche de mufe XLR. Când mi-am cumpărat interfața audio, credeam că voi folosi cu succes cablul optic direct din interfața audio a calculatorului la interfața mea audio Focusrite Scarlett 18i8, însă cele două nu se potrivesc deoarece la interfața audio a computerului este standardul SPDIF, iar la interfața externă Focusrite avem standardul ADAT. Cele două nu sunt compatibile ca și funcționare, însă ele folosesc aceleași mufe, aceleași cabluri. Ca urmare, la mine în schemă a intrat un mini-disc recorder. Deși mini-discul a fost făcut pentru a înregistra și a reda mini-discuri, eu nu-l folosesc la așa ceva, decât foarte, foarte, foarte rar, ci îl folosesc ca și convertor digital analogic, făcând această trecere de la SPDIF-ul din computer la o intrare analogică stereo din interfața mea audio. Dacă tu folosești un cablu analogic cu mufă jack, poți sări peste acest pas, nu ai nevoie de mini disc pentru asta, ci poți conecta cablul direct din computer de pe mufa verde către oricare din intrările stereo ale interfeței tale audio sau la două mono, având ca rezultat una stereo. Fără mini disc înăuntru, decul trece în starea de convertor digital analogic sau invers, apăsând pe butonul de înregistrare cu discul scos afară. Din ieșirea analogică a minidiscului, pe mufe RCA, merg cu cablul la intrarea analogică a interfeței audio. Interfața audio este conectată prin cablu USB la computer, la același computer, iar Cubase este configurat cu drivere ASIO să folosească interfața Focusrite. În același timp, interfața audio primește semnal din exterior pe intrarea analogică. De oriunde, în cazul acesta de la minidisc. La tine probabil că va intra direct din computer, sau din telefon, sau din orice altceva ai tu nevoie. Doar că acum noi redarea din computer vrem să o rezolvăm, să meargă în același timp din alte aplicații și din Cubase. Iar pe panoul de control al interfeței audio pot regla independent volumele ce intră în interfața mea audio. În cazul acesta, Cubase și YouTube sau orice altă aplicație redă audio prin interfața audio integrată. Iar pentru ca toate aplicațiile de pe computer să redea audio prin interfața integrată și nu prin Focusrite sau orice altă interfață externă ai, va trebui să faci configurări în două locuri. Prima este ca Cubase-ul să folosească interfața audio externă sau softul tău de producție audio, iar a doua, la setarea ieșirilor audio din computer, să setezi interfața audio internă ca fiind implicită și nu cea externă. Eu mi-am setat ca ieșire implicită ieșirea SPDIF, digitală. Tu poți seta ieșirea analogică, însă, în niciun caz, interfața externă. Iau mai aici Windows 7, însă, probabil că este la fel și pe alte feluri de Windows și pe Mac. Mai o chestie super tare pe care vreau să-ți-o arăt: în cazul în care nu dispui de mini disc ieșiri digitale și interfețe audio cu un milion de intrări și de ieșiri, să zicem că ai o interfață de sunet externă cu doar două intrări și nu vrei să tot schimbi cablul toată ziua. Tu vrei să le folosești acelea pentru înregistrare. S-ar putea să ai conectat microfonul la una dintre ele și chitara la celălalt sau un alt microfon, etc. Și n-ai chef nici să schimbi cabluri. O altă posibilitate de a folosi cele două interfețe, cea internă și cea externă, în același timp, pentru a face schema asta, este să folosești un amplificator audio cu mai multe intrări, adică cel puțin două. O interfață audio o conectezi la una dintre intrări. Cealaltă interfață audio conectezi la cealaltă intrare. Mai am încă o chestie super tare pentru tine în cazul în care nu deții acel amplificator și nici nu prea vrei să-l cumperi. Ai posibilitatea să folosești un mic mixer. Orice mic mixer cu minim două intrări își face treaba. Ori un mixer de DJ, ori un mixer analogic, cel mai mic posibil cu două intrări de linie, în el conectezi cele două interfețe audio, iar din el mergi către monitoare sau căști sau indiferent ce vrei tu să asculti. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, dă un like și abonează-te la canalul de YouTube pentru a primi materiale asemănătoare pe viitor. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video. Ne vedem data viitoare. Noroc.